Radio Zoo prezintă Luptă pentru nuntă. Totul se poate schimba în următoarea oră, pentru că în momentul ăsta o să notăm proba de Instahubby, cele mai reușite poze făcute mireselor de către miri. Să intre cuplurile! Doamne, ce emoție! Auzi? Primii sunt memorabili care văd că și-au făcut niște tricouri speciale astăzi. Luptă pentru nuntă! Urmează aventurierii! Mama mea, cea mai faină zi! Și place cum muncitorii! Dragilor, a sosit timpul să punctăm! Ați avut 24 de ore, pozele publicate pe Instagramul Radio Zoo, la ora 8 fix. Ai făcut prin screen, Iosif, nu? La 8 fix am oprit votarea și punctăm în funcție de câte like-uri ați primit la fiecare fotografie cu mireasa. Un punct la această probă primește poza făcută de Marius Liviei. Să știi că dacă ați primit un punct, e doar vina ta, Marius, când n-a ieșit, adică... Se punctează fotografia, nu mireasa. Mireasa n-are nicio vină. A fost făcută într-un areal deosebit. La pădurea la Snagov. Pădurea Snagov. 6.028 de like-uri pe Instagramul Radio Zoo. Pe locul 2 sunt aventurierii care au obținut 6.962 de like-uri. Oricum, foarte, foarte mult, nu? Multe like-uri, adică... Da. Și zic că poza cu motocicleta, poza a rupt Simonei pe motocicletă, făcută de Valentin, în rochie de mireasă, a făcut, cred că... How much? De când n-am mai făcut pe Instagram la Radio Zoo atâtea like-uri? Cât, tată? În Orașul Faptelor Bune am făcut, la Fort, probabil acolo. Da. 11.135 de like-uri erau la ora 8. Wow! Uite cum l-am pupat! Și... Nu pe el trebuie să-l pui, pe motociclist care v-a dat voie să face. Terminați proba asta cu 3 puncte. Deci, avem locul 1 la egalitate, memorabilii și muncitorii cu... Locul 1, numai 1. Și cu... Aventurierii cu 6 puncte. Cu 6 puncte pe locul 2. Nu știu dacă vestea pe care o să vă dau acum este una bună sau una proastă. Ce s-a întâmplat? Știți că prin tradiția acestui concurs... Da, trebuia să fie petrecere în seara asta. Da. Cu burlăcițele, cu vai de capul. Am făcut un consiliu de familie aici, în familia Radio Zoo, și am zis că, sigur, sub amenințarea asta, care nu este... adică nu e la porțile Radio Zoo, dar... e pe acolo. Pentru că lumea este ultra prevăzătoare. Pentru că... S-au închis muzee, s-au anulat târguri mari, târgu auto de la Geneva. Juventus AC Milan nu se joacă. Și așa mai departe, am zis că anulăm diseară petrecerea burlăcițelor ca să nu... Oh. Emma! Oh. Sunteți dezamăgiți? Da. Haideți la microfon, cine vrea. Andreea, te văd dezamăgită. Păi avea un set de burlăcițe... Oricum, era o probă care nu se puncta, era... O probă pe care o făceam. Ia zi, Andreea, strict pentru... Câte fete ai fi adus diseară? Ce plăcerile noastre. Am vorbit deja cu 9 fete. 9 fete? Oh, păi adu-le atunci. Măi, nu facem petrecere, dar stăm povestim. Păi da. Vezi că prietena mea cea mai bună și-a luat liber de la serviciu. Pentru petrecere? Da. Da. Poate ne vedem undeva în oraș, ce ziceți? Da. Nu știu ce să zic. Nu mai zic nimic, lasă-o, da, așa. Dacă asta e decizia, asta e decizia. Simona, Valentina, ați vorbit cu cineva pentru petrecerea burlăcițelor? Haideți la microfon, vă rog frumos. Venea Simona cu prietenele de 40 de ani. Nu. Cât? Chiar. Cât? 23. Da? Cu mințele. Deci prietenele tale au 23, tu ai 36 și... Colegi. Sfioase, așa, nu? Adică ați merite... Ema, numai tu mai stai cu... De ăștia mai cât mari decât mine. O să vină mâncarea. Ieșiți voi și vin felurile pe care voi le-ați preparat. Auzi? Pentru noi gustăm pe nevăzute. Adică nu știm cine a gătit. Punctăm și după aceea vă anunțăm și punctajul. Ce părere aveți de echipa aventurierilor? Sunt motivați, dar nu ca noi. Noi ne dorim foarte mult să câștigăm și tocmai de aceea vom da totul. Echipa muncitorilor? Sunt foarte competitivi și ne place asta, pentru că ne motivează și mai mult pe noi să fim mulți peste ei. Ce părere aveți de echipa memorabililor?
Eu zic că toți sunt ok, adică se pot schimba foarte multe chestii, după cum ați văzut. Toate cele trei echipe suntem niște echipe puternice și din punctul meu de vedere toți avem șanse egale. Și sunt oameni ok, frumoși, suntem toți, ne-au adunat bine, ca să zic așa. Ce părere aveți de aventurieri? Sunt o echipă frumoasă. Da. Chiar sunt o echipă frumoasă, se potrivesc foarte bine, sunt competitivi, asta ne place foarte mult și din punctul nostru de vedere, exact cum am spus-o și mai devreme, nu există neapărat un adversar, toți suntem egali. Ce părere aveți de echipa memorabilă? Este o echipă puternică, după cum ați văzut și voi. Clasamentul se poate schimba oricând, toate echipele luptă și... Toate echipele au șanse egale, consider eu. De muncitori aveți vreo părere? Aceeași părere ca și de ceilalți. Sunt foarte competitivi, foarte frumoși. Mult pe desert. Mâncăm și punctăm. O probă esențială pentru... Nici nu știu de ce n-am avut-o anul trecut. Proba în care Miri... Toate cele trei cupluri trebuia să ne gătească câte ceva, să vină cu mâncarea la radio, să gătească cu mânuțele lor. O, stai mă, că abia acum a venit, a venit felul Prosecco. Meu de... felul meu de mâncare. Da-ți mă, aici Prosecco. No, vai, ce frumos! Să ne spălăm bolta palatină. Păi acolo sunt două picioare de puiandru, două pulpe de puiandru. Așa? Dar ia mă Prosecco, hai să dăm drumul la... La o masă cinstită, la o masă... La masă, da. Ha. Sper să mâncăm mie. Ce avem? Două deserturi? Chiar trei. Trei deserturi? Da. Cred, așa? Cred că asta tot desert. Și un cuplu a gătit și desert și felul principal, da? Ăsta e trio de ciocolată. Ce gustă Emma acum, nu? Vai, și Daniel. Bun e. Povestea noastră. Tort trio de ciocolată. Acest tort trio de ciocolată a fost primul desert cu care viitoarea mea soție m-a cucerit. Știind că sunt fan ciocolată, mi-a preparat acest tort. Cred că acest desert este regele tuturor torturilor de ciocolată. Este aerat, cremos, delicios. Decorul este aproape necesar pentru că tortul arată absolut minunat, fără nimic altceva, dar soția mea a optat pentru o simfonie de fructe și anume căpșuni, Daniel, nu gusta din toate, mă, le luăm pe rând, stai un pic. Dar noi mâncăm, ne foame. Păi lasă-mă, mă, să zic poveștile. Așa. Abia aștept să-l încercați și să-mi spuneți cum a fost. La noi în casă e bătaie pe el, iar toți prietenii au concluzionat fantastic. Ia mă să gust și eu, dă și mie. Deci ăsta e tortul de ciocolată. Într-adevăr aerat, într-adevăr cremos. Mai e bun. E foarte bun. E foarte bun și ce-mi place că nu e foarte dulce. Da. Următoarea poveste, următorul fel de mâncare. Care, tiramisu sau... Hai cu tiramisu și după aceea, știi vorba aia, când eram mici, trebuia să mâncăm dulcele la final, da? Crescând mari, avem voie dulce, da, înainte. Deci, tiramisu și povestea lui. Povestea lui, nu știm cine l-a gătit. Să fură două. Tiramisu este unul dintre cele mai consumate deserturi italiene. Am ales să facem acest desert. Italia. Nu! Deoarece este gustos, aromat și, din fericire, foarte ușor de făcut acasă. Totodată, nu întâmplător, acesta a fost primul nostru desert pe care l-am consumat la prima întâlnire. Deci toți au mers pe primul gust. Da. Amintirea primului desert făcut de ea pentru el. Nu știm cine l-a gătit. Emma, bun tiramisu, văd că te-ai înfipt în el. Belea. Belea? A cedat psihic, deci la băiatul. Bun de tot, ia uite cum stau la cea. Da. Acum nu, deci mi se pare prea multă esență. Această mâncare, cea pe care o vedeți și a mai rămas dejurizat, este o poveste de gusturi, sentimente și trăiri. Ne-am cunoscut frumos și ne iubim la fel. Pomana Vulpi se cheamă. Ne surprindem cu gesturi mici și combinăm experiențele culinare provenite de la familiile noastre, dar și emoțiile pe care le trăim împreună. Cu emoțiile, îmi place cu emoțiile. Hai cu puiul ăla. Cum e bodoloanul ăla? Cum e puiul ăla? Pulpa e foarte bună. Da? Da. E foarte, foarte bună. Ăsta e ultimul preparat din care gustăm și după aceea notăm, fără să știm cine a gătit. Asta e o tartă cu lămâie? Da, și eu am simțit lămâie acolo. Foarte bună. Da. Îmi place. Vezi că trebuie să faci de două ori herăstrău dacă mai mănânci unul din asta. Bun. Hai să notăm. Maximul de puncte o să-l dau pentru tiramisu. Tiramisu 5, da? Da. Ok. O să dau
4 puncte pentru tarta asta de ciocolată, tortul de ciocolată. Tort ciocolată, așa. Și o să dau 3 puncte pentru felul ăsta de mâncare principal. Mă rog, cei care au gătit pui și tarta cu lămâie. Cât? 3 puncte? Da. Daniel, tu? 5 puncte merg către tiramisu. Bă, v-a plăcut foarte, okay, mult. Foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. Foarte bun. Da, ăsta e, ăsta trebuie să fie tiramisu. Deci, ok, mai departe. 4 puncte pentru tarta cu lămâie. Tarta cu lămâie, ok, da, am înțeles. Căreia Ema i-a dat 3 puncte. Da, și 3 puncte pentru ciocolata tricolor. Ciocolata tricoloră, da, ce? Da, gata. Eu o să dau 5 puncte pentru primul fel de, nu știu cine l-a gătit, 5 puncte pentru trio. Trio de ciocolată, da. Repet, pentru mine așa trebuie să fie un desert, adică să nu îmi rămână zahăr în gură, să nu îmi rămână esențe în gură, să îi simt toate aromele. Bine, și tu ți-ai stricat gusturile, a ta papanaș cu tăi. Băi, dar ești ceva. Bun, deci 5 puncte am dat pentru tortul ăsta. Pentru tiramisu eu dau 3 puncte. Noi. Și pentru pui dau 4 puncte. În total avem așa: tiramisu are 5 cu 5 cu 3, 13. Tortul de ciocolată 4 cu 3, 7 cu 5, 12 puncte. Și puiul cu tarta de lămâie 3 cu 4 cu 4, 7 cu 11. Deci tiramisu a câștigat. Este! Tortul de ciocolată pe locul 2 și puiul pe locul 11. Acum pe locul 3, pardon. Să hai să intre cuplurile, să vedem cine le-a gătit. Mulțumim frumos pentru micul dejun. Chiar a fost foarte, foarte, foarte bun. Cine ia un punct la proba asta? Cine a gătit puiul și tarta de lămâie? Are 11 puncte de la noi. Deci un punct la final. Marius și Livia, muncitorii. Hai să vedem cine ia 3 puncte. Cine a gătit tiramisu? Incredibil! Aventurierii! Bravo! Băi, eu recunosc, mie nu mi-a plăcut. De-aia am notat cu 3. Aventurierii câștigă prima probă de la luptă pentru nuntă. N-ați mai câștigat niciuna până acum. Aplauze pentru ei! Ăștia-s fierți pe tiramisu. Ema și Daniel v-au făcut câștigători, fără să știe că voi ați gătit asta. Și tortul de ciocolată, care a fost preferatul meu, dar... cine a dat 3 puncte, tu? Da. Și Ema i-a dat 4 puncte. Luați 2 puncte la proba asta, fiind pe locul 2. Memorabilii Valentin și Simona. Cum stăm cu clasamentul? Că s-a mai schimbat ceva sau nu? Ema? Ceva. În sensul în care nu mai avem egalitate. Avem memorabilii care sunt pe primul loc. Deci au ieșit pe 2 la proba asta, da. Au luat un punct în plus față, nu, un punct în plus față de muncitori. Muncitorii care sunt pe locul 2 cu 10 puncte. Deci memorabile pe 1 cu 11, după 3 zile muncitorii pe 2 cu 10 puncte și recuperează și aventurierii. Da, rămân totuși pe locul 3 cu 9 puncte. Mamă, deci se joacă în continuare, e... Ce distanță umăr la umăr. Un punct între fiecare. Ziua de competiție, cum vă simțiți în acest moment? Foarte bine. Ne simțim plin de energie, emoții. Și de abia așteptăm celelalte probe. Ziua 3, cum vă simțiți? Suntem ok. Suntem puțin obosiți, de-aia suntem bine. Mergem mai departe și sperăm să câștigăm. Este ziua de competiție. Cum vă simțiți? Destul de obosiți, dar nu ne lăsăm. Suntem cei din urmă, dar sperăm să fim cei din tâi. Ne-a ajutat super mult proba de azi. Ne-a ridicat puțin în clasament. Și tocmai de-aia ne face să luptăm în continuare și... cu un gram de noroc, eu zic că putem câștiga. Pregătim cea mai spectaculoasă probă de la luptă pentru nuntă. E vorba despre cursa infernală. Am avut-o și anul trecut. Aoleo. Tot joi am făcut-o. Joi o facem și anul ăsta. Regula este următoarea: trebuie să ajungeți la radio din 3 puncte diferite ale Buzău, Pașcani și Mărășești. Noi am calculat traseul pe Waze, Google Maps și așa mai departe. Ia cam la fel ca timp. Ce scrie pe bilet Simona? La microfon, Simona. La microfon acum.
Unde e becul roșu? Locația San Plața, intrarea de la Piața Sudului. Perfect. Mâine dimineață, acolo. La ce oră, Ema? Imediat. La 5:30, cum? Stai că vă zice Ema imediat. Hai să tragem și următorul bilețel. Muncitorii trag. Ia, la microfon. Locul de start al probei. Ce zice? De mâine. Metrou Drumul Taberei. Nu, locația este Liberty Center, intrarea principală. Opa. Liberty Center, intrarea principală, asta e Rahova, nu? Da, da. Ok, perfect. Și aventurierii află în câteva secunde de unde pleacă mâine. Băneasa Shopping City. În cursa. Băneasa Shopping City e fix vis-a-vis de noi. Ia. Cred, a fi pe alea intrarea afară, fix unde stau eu. Oh, ce bine, deci... Nu puteam să trag mai bine de atât. Deci cobor din bloc, ajungi. Mâine dimineață, pe la ora 8, la ora 8 se va da startul. Înțeleg că vor fi însoțiți, filmat și așa mai departe, da, dar... Da, să nu trișeze, normal. Va trebui să vă descurcați singuri cu calculul traseului, cu rutele, cu ce mijloace de transport preferați, alegeți și așa mai departe. Deci puteți merge doar pe jos sau cu mijloace de transport în comun și costumați... În scafandri. În mire și mireasă. A? Pentru că în acest moment au intrat în radio rochile de mirese și costumele de miri. Rochia Andrei este fix cum este ea, de prințesă. Rochia Simonei, cum e, Emma? Hai să vedem. Simona, dacă vrei să mi-o arăți. Da. E o rochie primaverate, ca așa spune, nu știu, e... La voce de la primavera. Cum e melodia aia? De sirenă, nu? Da. Se leagă după gât și are spatele gol. Asta voiam să întreb, tu n-ai bretele la rochie? Au, rege aici la gât. Vai, spatele frumos, gât. Și poți să-ți faci o fundă frumoasă. Băi, este superbă și rochia. Dar toate trei sunt foarte mișto. Aș fi preferat un training cu spatele gol, mai ales pentru cursa de mâine. Trebuie să vă spunem că ele au fost la probele de, pentru rochie de mireasă, adică le-au încercat, toate sunt făcute pe măsura lor. Livia, ce rochie are? Rochia Liviei este pe super placul meu, tot gen sirena. Nu știu dacă este decupată la spate, nu cred. Nu este. Nu e. Bă, da, costumele de mire nu le prezentăm? Sunt negri. Deschide un pic for. Toate sunt la fel? Negri, mă, cum sunt? Au, lungi, plictisitor să fii mire. Băi, au papion, au, păi, e ce trebuie. Ai văzut un mire în cravată? Am mai văzut. Am văzut, da. Am văzut și în pantaloni scurți. Costumele de mire sunt făcute toate trei la Sir Ludovic, iar Cristina Andrei a creat rochile de mireasă. Băi, superb! Mulțumim încă o dată, aplauze pentru mirii noștri. Mâine dimineață la ora 8 plecați în cursa infernală. Cine ajunge primul la radio primește 3 puncte. De ce echipă vă este teamă? De ambele. Adică orice se poate întâmpla. Ambele echipe sunt foarte ok. Pregătite, foarte pregătite. Suntem acolo, avem cam același număr de puncte. Deci poate întâmpla orice, ne este teamă de ambele echipe. De ambele echipe ne este teamă. Competiția e foarte strânsă. Da. Și mai trebuie și un gram de noroc. Da, exact, tocmai bine am zis și eu. De care echipă vă este teamă? De echipa muncitorilor. Radio Zoo prezintă Luptă pentru Nuntă.